Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara. Meteorologii au emis un cod galben de furtuni și vânt puternic. De asemenea, în mai multe zone din țară sunt valabile în această dimineață mai multe atenționări de ceață. Dar informații despre prognoza meteo ne aduce doamna Meda Andrei. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vedem așadar că sunt în vigoare mai multe coduri. Unele expiră într-o oră, altele sunt în vigoare până diseară la 10. Ce zone sunt mai exact vizate, de ce fenomene și dacă s-a schimbat ceva, dacă a fost actualizată prognoza, doamna Andrei? În momentul de față avem mai multe atenționări cod galben pentru orele dimineții, până în jurul orei 9, poate eventual cel mult 10-11 să mai prelungească unele dintre ele pentru ceață, iar aceasta este prezentă în vestul, centru și sud-vestul țării noastre. Aici vizibilitatea din loc în loc depășește 200 de metri și izolat este chiar sub 50 de metri. Iar pentru ploi avem un cod general, acesta este valabil până în această seară la ora 22 și vizează zona munților Apuseni, de asemenea munții Banatului, Carpații Meridionali, nordul orientalilor, sudul Banatului și Maramureșul. Aici așteptăm în continuare cantități mai mari de apă, care să treacă de 25-30 de litri pe metru pătrat și care răstrânse 40-50. Iar ce este important, faptul că pe parcursul zilei de astăzi ploi vor fi și în celelalte zone ale țării, va chiar mai mult în partea de sud-vest, de sud, după amiaza, seara, la începutul nopții, să avem și manifestări de instabilitate, nu pe suprafețe mari, din loc în loc, acestea vor fi pentru scurt timp, pentru câteva zeci de minute, o oră, nu mai mult, dar pentru că așteptăm și vânt mai intens posibil cu aspect de vijelie, poate izola green din aversele să fie și cu caracter torențial, este bine să fim atenți la ceea ce va fi și, în general, la buletinele meteo, pentru că vom transmite aceste informații atât printr-un cod general, cât și atenționări de acestea de tip neocasting. Dacă vorbim de temperaturi, sunt temperaturi tot mai plăcute, ba chiar în a doua jumătate a săptămânii, mai exact joi, vineri, chiar și sâmbătă, să fie cu mult peste ceea ce ar trebui să avem normal la această dată. La nivelul întregii țări să se situeze, în general, între 24 și 30 de grade. Vom avea peste 30 de grade vineri, sâmbătă, în sud-estul țării, mai exact în Bărăgan, în zona continentală a Dobrogei, în măsura în care, în mod normal, această dată ar trebui să avem cam 22-23 de grade. Revenind la aceste fenomene de instabilitate, va fi vizată și capitala astăzi, în această seară? Și în zona capitalei o să fie intervale în care să plouă un pic, acum picură, sunt niște nori, e posibil să le după amiază să mai degajeze puțin cerul, după care să reapară norii și pot să fie și aici și pentru scurt timp intensificări de vânt și averse, undeva mai spre seară, poate la începutul nopții, însă probabilitatea mai mare de apariția acestor fenomene este în zona Olteniei, în vestul Munteniei, dar chiar și aici nu putem exclude în totalitate posibilitatea ca pentru scurt timp să avem manifestări în acestea de sezon cald, de instabilitate. Ne mai putem aștepta la ninsori pe crestele munților? Săptămâna aceasta nu, pentru că este foarte cald. Săptămâna viitoare se mai răcorește și posibil din nou să reapară ninsorile pe crestele montane, dar până atunci mai avem deocamdată, este tot mai cald, chiar mult mai cald decât în mod normal și iată, la sfârșit de septembrie, început de octombrie, avem temperaturi ca în iunie, la început de iulie, deci ca în sezonul cald, cu peste 30 de grade. Deci săptămâna aceasta nu. Și pentru că tot vorbeam de munte, știu că suntem la început de săptămână, însă există un interes mai crescut pentru drumeții în această perioadă. Cum va fi la munte în weekend? Ne luăm umbrela sau putem merge la plimbare? Până în weekend se mai pot schimba lucrurile. O vreme mai bunicică așa de mâine încolo, iar sâmbătă, duminică, ar trebui să reapară ploile. Așadar, dacă dorește cineva să meargă, este bine să își ia aceste informații puțin mai aproape, pentru că deocamdată pare că din a doua parte a zilei de sâmbătă și pe parcursul zilei de duminică să fie în zona de munte intervale din acestea cu averse, cu, poate chiar și cu intensificări de vânt, o vreme iarăși un pic mai neplăcută din acest punct de vedere. Dar fiind destul de departe, poate se mai schimbă situația, de aceea recomand să fie tot timpul actualizat cu informațiile pe care le transmitem noi. Mulțumim tare mult, Meda Andrei, meteorologa ne-a fost în direct cu noi. Bineînțeles că dacă apar noi informații vom reveni la dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Mergem acum mai departe cu știrile.